Salutare, prieteni! Astăzi ne-am ocupat de un Whirlpool FL5090A AA de 900 de turații. Acum doar o vom pune să plină cu apă, o vom pune pe evacuare și centrifugare. Programul B start. Acum așteptăm să evacueze apa. Acum a început să evacueze apa. Veți vedea și cum scade nivelul. Aproape că s-a dus toată apa. Aproape, mai durează un pic. Am pus-o, când i-am dat să ia apă, am pus-o pe programul 8, spălări ușoare, 40 de grade. La spălări ușoare, permanent ia mai multă apă modelul acesta. Mașina este undeva model 2007. Mașini foarte bune, după cum știți, că tot timpul laud FL-urile acestea de la Whirlpool. Chiar modele foarte bune. Iată, a evacuat toată apa și acum așteptăm să echilibreze puțin hainele și apoi să intre puțin în stoarcere. După cum vedeți aici, DCC, Dynamic Consumption Control. Mașini chiar top. Acum mașina echilibrează hainele. Și imediat va intra în stoarcere în următoarele minute. Stânga. Doamna spune că a mai avut doar o mică intervenție, deci fără probleme grave. Acum cred că a terminat de echilibrat hainele. Cred că acesta e momentul când va intra în stoarcere, vedem imediat. Încă nu, mai o dată. Thank you.
Ați pățit la ultimele spălări când mergea să nu vi le stoarcă? Singură dată, da. Acum, în ultima perioadă? Sau acum un an, doi? Nu, anul ăsta. Anul o singură dată, dar acum ultima oară când a mers mașina. Vi l-o stor, s-o făcut tot ce trebuie. Eu singură dată când mine am observat că era așa mai acolo, puțin și era... Dar era apă înăuntru sau nu erau hainele stoarse? Nu erau stoarse. Erau stoarse, am înțeles. Am înțeles. Acum mașina a început să stoarcă. O dura ceva până le echilibrează, pentru că na, trebuie să le echilibreze. Astea mai vechi chiar le echilibrează destul de bine. Da, da, da. Sunt mașini bune. Da, 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 da. Da, are 900 de turații. Erau de la uscate, da, da, da. Mașina va mai intra încă o dată în ultima stoarcere și este perfect funcțională.